China a lansat la sfârșitul lunii mai un foraj care va deveni puțul cel mai adânc din lume. Operațiunea are loc în deșertul bazinului Tarim, în regiunea autonomă Xinjiang, din nord-vestul țării. Forajul va dura mai puțin de un an și jumătate și ar urma să atingă 11 km adâncime. În teorie, este vorba despre analiza straturilor geosferice. În practică, s-ar putea să fie cu totul altceva. Discut despre acest subiect mai departe cu Marcela Ferraru, editor-corespondent al EVNews. Bună, Marcela! Bună ziua! Care este explicația oficială pentru acest foraj neobișnuit? E bine, el a început deja, se știe că el există, așa că lumea a început să se intereseze, să caute și unele explicații paralele, cum spuneai tu. Agenția oficială de presă a Chinei transmite că este vorba despre o cercetare științifică. Chinezii trebuie să vadă ce se află în adâncurile pământului, spun că e de datoria lor să facă această cercetare și mai ales că vor să vadă, în primul rând, să descopere în Cretacic ce anume se întâmpla exact și, de asemenea, să ajungă la o adâncime suficient de mare pentru a putea prevedea eventualele cutremure sau alte accidente climaterice. Însă cercetătorii care au fost interogați de către cotidianul francez Le Parisien spun că în zona respectivă nu există cutremure sau, în orice caz, sunt cutremure nesemnificative. Așa că explicațiile pe care le dă China în acest moment par destul de relative. Și atunci ce se ascunde în spatele acestui, așa zis, proiect științific? Ei bine, președintele Xi Jinping, în urmă cu doi ani, în 2021, le cerea societăților energetice chineze să facă cercetări pentru a descoperi zăcăminte de gaz și de petrol. Asta înseamnă că își dorește ca în viitorul cel mai scurt posibil China să fie independentă din punct de vedere energetic. Ceea ce se știe este că un prim foraj în zona respectivă, unde chinezii spun că vor să caute informații despre istoria lor foarte veche, de fapt, în zona respectivă s-au descoperit niște zăcăminte de petrol și de gaz destul de profunde și analiștii aceiași pe care i-am citat spun că ar trebui să credem mai degrabă în această tentativă a Chinei de a deveni independentă pentru gaz și petrol. Este esențial pentru producția internă a Chinei, care susține comerțul său mondial. Marcela, îți mulțumesc pentru informații.